Henri Coandă s-a născut în anul 1886 la București și este unul dintre cei mai proeminenți inventatori români. După studii liceale militare la București și Iași, el devine în anul 1910 șef de promoție a primei serii de absolvenți ai Școlii Superioare de Aeronautică și Construcții din Paris. Tatăl său, generalul Constantin Coandă, a fost prim-ministru al României pentru o scurtă perioadă de timp în anul 1918. În anul 1910, la Salonul Internațional Aeronautic de la Paris, Henri Coandă a prezentat în premieră mondială primul avion fără elice, denumit avion cu reacție. Acesta avea două aripi, era lung de 12,5 metri și cântărea 420 de kilograme. Proiectul a beneficiat și de sprijinul inginerului Gustave Eiffel, care l-a ajutat pe român să obțină aprobările necesare. Un an mai târziu, el prezintă aparatul de zbor bimotor, un avion cu două motoare cuplate ce acționau o singură elice, unul putând fi oprit în timpul zborului. Tot în anul 1911, Coandă realizează prima sanie cu motor cu reacție, care a fost botezată Ghiocelul și care a fost apoi dusă în Rusia la Sankt Petersburg. În calitatea sa de director tehnic al uzinelor Bristol din Marea Britanie, Henri Coandă proiectează mai multe aparate de zbor clasice cu elice, cunoscute sub numele de Bristol Coandă. În anul 1912, unul dintre ele câștigă premiul întâi la concursul internațional al aviației militare British Military Airplane din Anglia. Între anii 1914 și 1918, proiectează în Franța trei tipuri de aeronave, dintre care cel mai cunoscut este Coandă 1916, cu două elice apropiate de coada aparatului. Coandă 1916 este asemănător cu avionul de transport Caravelle, la proiectarea căruia de fapt a și participat. În anul 1921, Coandă inventează beton-lemnul, un inedit material de construcție folosit pentru decorațiuni. Palatul Culturii din Iași, ridicat în anul 1926, este decorat în totalitate cu acest tip de material. 6 ani mai târziu, el realizează cisterna de beton în care se putea depozita petrol. Această invenție apare pe fondul lipsei metalului și a fost folosită de companiile franceze din Golful Persic. În anul 1928, alături de arhitectul francez Dupré, a realizat un proiect de imobil de locuințe civile, de case multicelulare metalice și modulare, denumit Blocul Piramidă. Imobilul avea 700 de apartamente, 100 de metri înălțime și 220 de metri latura la bază și ar fi trebuit să fie realizat în estul Parisului. În anul 1930, Coandă a formulat principiul efectului care îi poartă numele. Efectul Coandă a fost pentru prima dată observat în timpul zborului de testare al avionului său cu reacție. În timpul scurtului zbor, Coandă a putut observa alinierea apropiată de alipire a jeturilor gazelor arse față de fuselajul avionului. La baza efectului Coandă a stat construirea aerodinei lenticulare, un aparat în formă de lentilă, asemănător unei farfurii zburătoare, capabilă să decoleze și să aterizeze pe verticală, să se mențină în aer într-un punct fix și să zboare cu viteze orizontale mari. În anul 1954, Coandă realizează un sistem de desalinizare a apei de mare cu ajutorul energiei solare, care a fost testat în sudul Franței. Acesta a produs 1600 de litri de apă potabilă provenită din apă de mare cu ajutorul energiei solare în doar 12 ore, folosind 6 metri pătrați de oglinzi solare. În anul 1960, inventatorul român imaginează un sistem de transport în tub pentru deplasarea substanțelor solide containerizate. Se preconiza ajungerea la viteze de la 300 până la 700 de km pe oră în acest tip de tuburi în care nu mai exista forță de frecare din partea aerului. Ideea a fost reluată recent în proiectul Hyperloop al lui Elon Musk pentru transportul de mare viteză al persoanelor prin tuburi vidate. Henri Coandă a revenit definitiv în România în anul 1969
și a devenit director al Institutului de Creație Științifică și Tehnică. Un an mai târziu a fost primit ca membru al Academiei Române. Henri Coandă a murit la București pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani.